Unghiuri. Aplicații, partea a doua. Operații cu măsuri de unghiuri. Considerăm unghiul AOB din imagine, iar C un punct situat în interiorul unghiului AOB. Regula de adunare a unghiurilor ne spune că în această situație unghiul AOB se obține prin suma dintre unghiul AOC și unghiul BOC. Operații cu măsuri de unghiuri. Aici vom viza operațiile de adunare și scădere. Adunarea. Operația se realizează adunând gradele cu gradele și minutele cu minutele. Ne reamintim că unghiurile se măsoară folosind gradul sexagesimal. Un grad sexagesimal este format din 60 de minute, minutul reprezentând un submultiplu al gradului sexagesimal. Astfel, dacă în urma operației de adunare obținem mai mult de 60 de minute, atunci trebuie să transformăm aceste minute în grade. Regula în baza căreia facem acest lucru este dată de relația 1 grad egal cu 60 de minute. În exemplul de mai jos, dacă considerăm două unghiuri a căror măsură exprimată în grade și minute este ca cea din imagine, ne propunem să realizăm adunarea acestora. Primul unghi are o măsură exprimată în 23 de grade și 45 de minute, al doilea unghi are măsura egală cu 54 de grade și 53 de minute. Cum spuneam și mai devreme, vom efectua operațiile corespunzător categoriilor grade cu grade, minute cu minute. În prima paranteză, obținem prin sumare 77 de grade. Pentru cea de-a doua paranteză în care efectuăm operația de adunare a minutelor, obținem 98 de minute. Constatăm că depășim cele 60 de minute și atunci efectuăm transformarea din minute în grade. 60 de minute, așa cum am exemplificat, se transformă într-un grad și în acest caz vom avea 77 de grade adunate cu un grad, la care adunăm restul de 38 de minute. În acest context, prin suma celor două unghiuri, primul de măsură 23 de grade și 45 de minute, cel de-al doilea de măsură 54 de grade și 53 de minute, vom obține un unghi a cărui măsură are 78 de grade și 38 de minute. Să vedem în continuare ce se întâmplă când avem descăzut două unghiuri din punctul de vedere al măsurilor acestora. Operația se realizează de data aceasta, scăzând grade cu grade și minute cu minute, ținând cont, în special, de situația în care, dacă nu avem minute la descăzut, ne împrumutăm cu câte un grad, după regula un grad egal cu 60 de minute. În exemplul următor vom realiza operația de scădere din punctul de vedere al măsurilor dintre două unghiuri, primul având măsura egală cu 31 de grade și 25 de minute, cel de-al doilea având măsura egală cu 24 de grade și 42 de minute. Pentru aceasta am observat că nu putem efectua scăderea minutelor, 25 de minute reprezintă o cantitate mai mică decât 42 de minute, așadar luăm un grad de la 31 de grade pe care îl transformăm în 60 de minute și atunci vom putea scrie noua măsură sub
o altă formă a primului unghi, ca fiind 30 de grade și 85 de minute. Acum vom scădea gradele între ele, 30 de grade minus 24 de grade și minutele între ele, 85 de minute minus 42 de minute. Obținem în acest fel un unghi a cărui măsură este egală cu 6 grade și 43 de minute. Astfel, am realizat prin exemple modalitatea în care reușim să adunăm sau să scădem două unghiuri din punctul de vedere al măsurilor acestora. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!